Cred că e un cumul de ambiție cu nebunie și cu încredere. Firma am înființat împreună cu Abel. Noi am făcut împreună Facultatea de Electronică și Telecomunicații aici în Timișoara. Și după ceva timp ne-am regăsit și am văzut că avem același vis și astfel a luat naștere Țilar. Pare un simplu ecran, însă ne doream să putem face orice casă, chiar și deja construită, una smart. Astfel, acest mic ecran, împreună cu întreg sistemul Carter, este capabil să transforme orice casă deja existentă într-o casă eficientă energetic. Sistemul învață comportamentul utilizatorului și astfel poate să deducă timpii în care casa este goală pentru a face eficientizare energetică. Fiind două persoane tehnice, atât eu cât și Abel, apar lucruri care ne fac să ne ducem la nivelul următor și admitem fiecare plusurile și minusurile noastre. Astfel, din contrazice, produsul ajunge la nivelul următor pentru că mereu sunt lucruri de îmbunătățit. De asemenea, suntem în apropiere, să zic așa, cu comunitatea de startup-uri din Timișoara. Astfel, dacă avem nevoie de cineva specific pentru o activitate, putem destul de ușor să găsim pe cineva în comunitate care să ne ajute. Fiind un startup, e nevoie de un partener de încredere când vorbim de o bancă. Și BCR-ul a fost mereu lângă noi, ne-a susținut. E destul de important ca banca cu care colaborăm să ne ajute în direcția asta și plus noul lor proiect, școala de business, unde tineri antreprenori, la fel ca și noi sau ca și oricare alții, au ceva de învățat din asta. Încrederea în viitor vine și datorită Uniunii Europene, care vine cu noi direcții și își dorește tot mai mult să facă casele mai eficiente, tocmai pentru a nu risipi resursele. Cu siguranță echipa este cea care face diferența și am reușit să punem împreună oameni care își doresc să facă acest produs, oameni care iubesc produsul, oameni care cred în el. În permanență este o dinamică și mereu suntem de la un birou la altul, vedem ce-i de făcut, de îmbunătățit. Toată lumea e angrenată în acest produs, toată lumea crede în Carter și îl iubim.